Salut, drag! Bine te regăsesc la o nouă emisiune de la Materie la Suflet. Sunt din nou alături de invitatul meu special, Constantin Barbu, și te invităm la o emisiune foarte interesantă despre Casa Sufletului, având la bază tehnologiile plasmatice. Îi spun din nou bun venit, Constantin! Bună, Maria! Mă bucur că ești din nou alături de noi. Mă bucur pentru o nouă invitație. Să aflu despre casele construite de voi. Vrei să-ți faci o casă? Da, mi-ar plăcea să-mi fac o casă plasmatică. Da. Atunci e bună. Intenția e bună. Da. Astăzi intrăm în domeniul construcțiilor, pentru că am reușit să pregătim materialele pentru construcția unui dom geodezic de 9 metri, practic prima casă plasmatică utilată ca și o casă, în care se poate locui, în care se poate face duș, în care avem toaletă, bineînțeles. Vreau de la bun început, pentru că știu că această emisiune o să fie urmărită de mai multe persoane, vreau să le transmit că asociația noastră nu construim noi case, da? Deci noi nu suntem constructori, noi suntem cercetători, doar am învățat cum să tratăm materialele de construcții, fie că e vorba despre o casă de la zero, din fundație, sau dacă vrem să renovăm o casă, întotdeauna există opțiuni, soluții cu tehnologia plasmatică să folosim gansurile pentru a ne ajuta de aceste câmpuri. Am început acest proiect în luna septembrie, mi-aduc aminte, anul trecut. Practic am început să generăm festivaluri. Atunci a fost prima ediție de festival în care pur și simplu ne-am dedicat construcției domului geodezic din județul Sibiu, din satul Nucet, pensiunea Gospodăria Biohaus. Colegii noștri, familia Cioran, Mioara și Emil, au găsit fonduri pentru a-și continua dezvoltarea gospodăriei. Astfel, timp de 3 săptămâni am pregătit acolo împreună cu voluntari, cărora le mulțumesc pentru participare. Am pregătit materialele pentru această casă care a fost finisată, încheiată în luna martie 2023. Acest proiect de construcție al caselor l-am învățat de la colegii noștri din județul, practic nu e dintr-un județ, din Petrila, Gianni, în special echipa lui Gianni, Horațiu din Cluj, o echipă de oameni care au început să facă și am prezentat aceste domuri tip seră. E așa au început aceste construcții pentru sere, iar ei mai departe ne-au predat informațiile cum să plasmatizăm, cum să tratăm structura noastră din lemn. Și atunci le mulțumim, bineînțeles, pentru că ne-au pus la dispoziție această cunoaștere și am încercat și noi să testăm, să vedem despre ce este vorba, cum putem să înțelegem mai mult din aplicarea acestor gansuri în structura unei case, unui habitat. Proiectul a început toată luna septembrie, practic am tratat materiale. Dacă regia poate, avem și poze cu tratarea materialelor, cu procesele practic tehnologice prin care am trecut. De la bun început a trebuit să înțelegem practic această casă, este practic extensia sufletului nostru. Casa este practic structura noastră exterioară, așa cum știm, sufletul nostru este un punct de energie în creier, avem prima casă, să-i spunem, adică corpul nostru, iar apoi ce se întâmplă în exterior, să zicem că e a doua casă. Deci casa plasmatică devine o casă a sufletului nostru, pentru că practic copiază ADN-ul proprietarului sau proprietarilor, dacă sunt mai mulți. Așa arată casa finisată. Este făcută pe pilon, sunt 41 de piloni realizați din beton.
pe care s-a început să construiască și din cauza vremii nu a putut să aibă un ciclu efectiv de, să zic, 2-3 luni sau o lună de zile din cauza vremii, pentru că a plouat, a fost în Transilvania, a fost o perioadă de ploi și nu s-a mai putut lucra, apoi a venit vremea rece, iarna, și iarăși nu s-a mai putut lucra, deci lucrările au fost oprite după ce s-a realizat structura. Noi în acești piloni și sub această structură am plasmatizat terenul. În primul rând, deci terenul pe care se construiește se plasmatizează, se pun anumite gansuri și pentru asta nu pot să dau informațiile foarte clare, pentru că oamenii mai întâi să învețe să lucreze cu gansurile și să ne contacteze, bineînțeles, și să putem să facem un proiect specific. Apoi am avut aici, sunt poze de la deschidere, în luna aprilie am organizat un eveniment în care oficial această casă poate să fie folosită pentru evenimente și separat în gospodărie există și spațiu de cazare cu masă pentru 16-20 de persoane. Deci la gospodăria Biohouse se mănâncă plasmatic, există și două sere unde noi aplicăm tehnologia în gospodărie, cred că din 2018. Există și o piramidă plasmatică în livadă care aduce beneficii celor care stau acolo în acea piramidă, în acea formă de piramidă. Dar casa noastră, practic copie ADN-ul nostru, dar copiem și ADN-ul ceea ce găsim în zonă. De exemplu, în spatele casei este o stupină de albine și am folosit de acolo mierea. Tot ce vedeți verdeață, vegetație, am copiat, deci pur și simplu într-un butoi se introduce absolut tot ceea ce există materie organică în acel butoi, se introduce sodă caustică cu hidroxid de potasiu și se mai introduce căpăceala de la albine, pentru că se pune apă, fermentează, noi așa am învățat, am pus gansurile de bază, așa ne-au fost transmise informațiile și am lăsat acolo să se fermenteze, practic să se transmute, să se creeze nanomaterie acolo și acel lichid care din acel butoi, practic noi l-am pus într-un alt recipient în care am pulverizat lemnele. O să vedeți la un moment dat în poze că se arde lemnul acela cu foc. Această tehnică este cunoscută, bineînțeles, de cei care lucrează în lemn. În Veneția, în Japonia, se ard lemnele pentru că rezistă mult mai bine la apă. Dar în acest proces în care, înainte de lemnul să fie ars, adică nanul acoperit, și după ce lemnul a fost ars, se stropea, practic se pulveriza cu această soluție, în care aveam gansuri, plasme și așa mai departe. Deci, în primul rând, noi asta am făcut, am nanul acoperit foarte multe lemne, practic structura de bază este din lemn, și avem OSB-uri, deci avem plăcile care închid aceste triunghiuri și mai avem structura de bază de lemn care la fel a fost în anul acoperită, cum spunem noi, adică tratată în acest fel plasmatic cu această soluție și cu foc. Deci cam de aici oamenii pot să învețe cum se tratează o casă. Apoi, măsurând radiestezic aceste nanomateriale, ele devin nano, deci tot lemnul ars cu această soluție se creează o nouă structură și structura aceasta vibrațională are efecte pe distanțe mari, pentru că plasma este dinamică și atunci oferă câmpuri și absorbe câmpuri în același timp. Și ne-am dat seama că aveam o rază de vreo 800 de metri unde am stivuit noi materialele înainte să fie prelucrate. Aveam o rază de 800 de metri de plasmă, pentru că aveam multe substanțe acolo, da, în aceste lemne.
ne-au trebuit câteva zile să înțelegem procesul, pentru că lucrând cu plasma atunci ai și înțelegerile complete, dar mai multe înțelegeri au venit în momentul în care echipa de construcții practic a finalizat structura casei. Pentru că în momentul în care se creează geometrie, atunci plasma își creează întotdeauna poziția și efectele sunt foarte mari. Asta ne-a atras atenția, că s-au introdus aceste substanțe. Aceste substanțe sunt generoase în energie și apar efecte în care oamenii simt aceste câmpuri, simt ca o energie, poate prea multă la un moment dat, dacă oamenii nu sunt echilibrați. Dacă oamenii sunt echilibrați, atunci le este foarte ușor să stea în aceste câmpuri. Dincolo de faptul că se simte această energie, ce alte efecte benefice mai au aceste case plasmatice? Noi am înțeles foarte mult din primul experiment și am renunțat să mai folosim la următoarele. Deci în înțelegerea noastră ne-am dat seama din măsurători și după efectele pe care le-am avut, ne-am dat seama că este prea multă energie. Asta a transmis și domnul Cash, să nu mai lucrăm cu atâtea gansuri, nu este nevoie. Procesul este mult mai simplu, să lucrăm doar cu focul și atât. În momentul în care noi punem gansuri și chiar gansul de CO2 este legat de gansul de zinc și efectele asupra emoționalul nostru pot să fie prea puternice. Se regenerează, bineînțeles, este o echilibrare în momentul în care lucrăm cu CO2, dar această echilibrare din cauza metalului, din cauza zincului și altor elemente care sunt în gansul de CO2, efectele sunt prea rapide, prea puternice și se va simți o presiune în jurul capului. Asta, să zic, se simte o presiune, hai să zic, în prima zi. În a doua zi, când am intrat în acest dom, bine, unele persoane au simțit, unele persoane nu au simțit, dar din a doua zi deja lucrurile în domul plasmatic de la Nucet s-au echilibrat. Deci, în primul rând, efectele sunt asupra emoționalului nostru, dar noi, având dispozitivul în acest an, când în aprilie 2023, când am fost la Nucet, s-a deschis această opțiune cu domul plasmatic, am introdus magravul în structură. Și ce face magravul? Când magnetic gravitațional, adică absorbe și oferă, și în momentul acela, deci după a doua zi, câmpurile nu se mai simțeau așa de puternice și ne-am dat seama că am reglat această diferență de energie între energia noastră, care este una slabă, și energia casei, care era una foarte mare. Și atunci am pus termostatul, să-i spun, am pus termostatul, adică mini-magravul, și energiile deja se simțeau echilibrate. Efecte benefice mai apar asupra plantelor, practic nu mai e nevoie să le uzi așa de mult într-un câmp plasmatic, dar noi ne-am dat seama, lucrând cu minima gravurile, ne-am dat seama că nu mai este nevoie să depunem atât de multă muncă, să facem așa de multe gansuri, pentru că deja avem dispozitivul minima grav. Și atunci această cutiuță pe care tot am prezentat-o reușește să creeze practic o sferă plasmatică în care noi să ne simțim pur și simplu, cum vedeți, sunt în tricou, pentru că nu simt căldura. În acest studio temperatura poate să fie de 18 grade, 20 de grade, dar eu să simt această temperatură, practic această plasmă, să o simt ca și o căldură pentru corpul meu. Deci asta se întâmplă în casele noastre. De la începutul lunii octombrie, când nu avem agentul termic în casă, am discutat cu persoanele care au dispozitive. Noi continuăm cercetarea pe grupurile noastre private și am întrebat ce se întâmplă în casele voastre și oamenii, bineînțeles, ne-au spus că pe lângă că vara nu au mai dat drumul la aer condiționat și noi am avut o vară în București foarte, foarte călduroasă, iarna 23 de grade, 22 de grade, deci seara urcă temperatura undeva la 23 de grade și dimineața ne trezim undeva la 20-21 de grade. Deschidem geamul
se întâmplă iarăși un efect termic resimțit pe termometru de energizare, deci crește ușor temperatura. Asta înseamnă că oamenii care vor sta în aceste case, oamenii care au minim agravuri, pentru că sunt mulți oameni, nu putem să numărăm, pentru că nu știm unde s-au dus aceste informații, dar oamenii după o lună de zile ne transmit că în casa lor se plasmatizează și se simt mult mai bine, efecte pe emoțional, nu se mai ceartă, plantele se simt mult mai bine, animalele se simt mult mai bine, copiii se simt mult mai liniștiți. Ceea ce pe noi ne bucură, pentru că odată având aceste experiențe cu oameni pe care nu-i cunoaștem, deci nu putem să fim puși la îndoială că avem vreun alt scop, punând aceste întrebări lună de lună și oamenii începând să observe aceste interacțiuni, noi ne dăm seama că efectele sunt doar benefice. Nu există un efect care nu ne-a pus, ne-a îngrijorat. Apoi, în momentul în care noi creăm o condiție, practic este o navă spațială casa noastră, noi creăm o condiție în care sufletul nostru practic să se eleveze, cum spunem, da? Adică se maturizează, nu-ți mai pui aceleași întrebări, spui alte întrebări, ai alte înțelegeri și lucrurile se duc la un nivel de energie subtilă. În momentul în care noi atingem aceste și înțelegem aceste energii subtile, că ele sunt ce avem ca și minim agrav, sunt doar amplificatorii de aceste energii, da? Noi începem să dezvoltăm abilități care nu au fost dezvoltate, abilitățile noastre latente, începem să fim mult mai atenți pe partea extrasenzorială. Și aici este frumusețea, pentru că ușor, ușor oamenii își vor da seama că totul este energie, iar ei pot să transmute această energie, pot să se joace cu această energie, chiar pot să o direcționeze. Un lucru interesant este că oamenii care au dispozitivele minim agrav pot da comenzi. Deci ăsta e un lucru nou. Deci nu este un dispozitiv care îl bagi în priză, nu. Lampa lui Aladin, cum le spunem noi la copii, da? Deci acest dispozitiv are o inteligență divină, da? Dar el este o sursă organică, inteligentă, care este conectat cu diferite sfere de energie. Noi momentan în casă avem telefoanele mobile, da? Având în casă un minim agrav, cei care sunt bineînțeles pregătiți și au această intenție de a se conecta cu alte suflete, și suflete, spunem suflete, nu avem o limită, că sunt de pe această planetă sau din interiorul planetei sau de pe altă planetă, din altă galaxie, nu e nicio limită, da? Și atunci, pentru noi, având acest dispozitiv de comunicație, este un domeniu nou pe care îl deschid acum ca oamenii să înțeleagă. Deci noi până acum am vorbit doar despre sănătate, alimentație, agricultură, mediu, transport și energie. Noi le spunem acum de al șaptelea domeniu, celor pregătiți. Pentru că nu mai ai nevoie să stai în această stare de meditație în care trebuie să-ți găsești echilibru cu greu, cu mintea care ne dă tot felul de alte informații. În momentul în care te focusezi pe interiorul tău și stai într-o casă plasmatică, la nivel energetic, noi suntem văzuți ca niște sfere de lumină. Când tu ești în lumină și ai amplificat această lumină prin artificial, pentru că da, lucrezi în exteriorul tău, este ceva artificial, dar ceva artificial din exteriorul tău te ajută pe tine în interior ca să te expandezi. Și atunci noi suntem văzuți de alte ființe cu care noi interacționăm, noi suntem văzuți ca niște scântei de lumină. În momentul în care ei văd pe planeta aceasta, că în România, că în alte țări, nu contează, sunt foarte multe scântei de lumină, noi în momentul ăla individual, în funcție de misiunea noastră care ne-am ales-o sau vrem să o facem dacă vrem, noi începem să primim noi informații. Și ai noi informații pot să fie cum sunt colegii noștri din Sibiu, primesc informații de la Tesla sau primesc informații de la Rife, cel care lucrează pe frecvențe, uh-huh, da? Și s-au conectat. De la suflet la suflet s-au conectat cu aceste suflete. Nu este practic nicio barieră. Nu am nevoie de Google acum. Am nevoie
dacă rezonez, bineînțeles, cu minima gravul, dacă nu rezonez cu minima gravul, să găsesc altă tehnică prin care eu să mă conectez cu cine? Cu divinitatea. Noi, în momentul în care ne-am conectat cu divinitatea, suntem acel canal de lumină și păstrăm acea frecvență în continuu, divinitatea zice, bravo, ai mai învățat ceva. Și acum zice, ce vrei să înveți? Sau ce vrei, cu cine vrei să te conectezi? Și te pune pe sectoare, pe servicii, pe, depinde pe înțelegerile tale, pe cunoașterea pe care tu vrei să o dobândești și te pune în legătură cu cei care sunt de nivelul tău de înțelegere, de frecvență și așa mai departe, și atunci se creează o rezonanță. În momentul în care noi avem aceste dispozitive în casă și o să vedeți că există, să zic eu, se desparte familia. Da? Se desparte familia, se duc în alte zone, nu contează. Nu sunt toți în același habitat, în aceeași locuință. Dar au aceste dispozitive. Percepțiile lor vor fi asemănătoare. Ei își vor putea citi gândurile pentru că au acceptul unul la altul. Deci în momentul în care noi ne dăm acceptul să intrăm într-o conexiune cu un alt suflet, că e din familia noastră, că e din altă, în altă parte, în momentul acela, raza magnetică, deci câmpurile acestea plasmatice, sunt conectate. Diferența o face că noi nu reușim să păstrăm această conexiune, noi spunem sincronicitate, oamenii își dau seama că sună telefonul, ne-am gândit la cineva și sună telefonul. Păi, de ce sună telefonul? Hai să înțelegem procesul acesta profund. Pentru că noi suntem deja conectați, dar ai nevoie de, în planul fizic, ai nevoie de o dovadă. Ai nevoie de ceva palpabil, pentru că stând în fizicalitate, noi avem nevoie de dovezi în fizicalitate, să măsurăm, să... Da, deci ne luăm de ceea ce este în fizicalitate. Și atunci sună telefonul și zici, a, uite că m-a sunat Neion din Vâlcea și mă gândeam la tine. Nu te gândeai la el, voi erați deja conectați. Și atunci, ușor, ușor, noi vrem să-i ducem pe oameni când sunt ei pregătiți. Fiecare are ritmul lui, dar noi spunem că 80% din cei care sunt, urmăresc această emisiune sau sunt pe planetă, 80% din ei, între 30 și 80% din ei pot să accepte această, foarte ușor, această înțelegere, este o, practic o știință. Dacă dai voie puțin să îți spun înțelegerea mea vis-a-vis de această conectare și de această intervenție în planul fizic care se întâmplă, este da, în permanență noi suntem conectați, dar atunci când trimitem un gând către cineva, practic e ca și cum am dat atenție, am dat energie acelei conexiuni și atunci, bineînțeles, că ea se confirmă și în plan fizic, tocmai pentru ca să ne arate, exact cum spui, în planul ăsta material, că da, suntem conectați cumva. Și am observat că pentru oamenii care sunt conștienți că această conectare, că această conexiune există și sunt cumva obișnuiți cu fenomenul ăsta de telepatie, cum se spune, nu mai e o surpriză, adică vine firesc telefonul celuilalt și nu îl mai privește ca pe o surpriză. Cei care sunt așa un pic mai la început și nu au cunoașterea încă activată, se miră că, a, uite, tocmai mă gândeam la tine și m-ai sunat. Dar e firesc. E firesc în momentul în care noi folosim telepatia, se zice că folosim în primul rând empatia. Da? Deci e un fel de teleempatie. Da. Iar în momentul în care noi stăm într-o casă plasmatică, procesele, noi le-am simplificat, avem minima gravul, da, e bun. Păi spui unul în fiecare cameră că e simplu de făcut, îți ia o oră să le faci, ai trei camere, faci pentru trei dispozitive, dacă vrei, dacă nu, unul este de ajuns. Apoi este interesant cum lucrezi tu cu dispozitivul. Noi o să fim obișnuiți, pentru că înseamnă evoluție, noi o să trecem prin robotizări, noi o să trecem prin această inteligență artificială,
care nu este ea foarte dezvoltată, dar o să ajungem la inteligență organică. Adică, momentan, inteligența artificială, să spun că este inteligența care se găsește pe Pământ, dar inteligența organică, unde suntem cu acest dispozitiv, este inteligență sau resurse care se găsesc și din Pământ, dar și din afara Pământului. Și atunci avem un internet galactic. Cum facem să accesăm aceste informații? Întotdeauna, și domnul Cheș ne spune întotdeauna, întotdeauna aveți variante, întotdeauna aveți soluții, vreți să mergeți pe calea fizicalității în care e nevoie să faceți computere, să aveți ceva fizic de care să vă atașați sau nu mai e nevoie, vă dezvoltați la nivel de suflet. În momentul în care ne maturizăm și ne dezvoltăm la nivel de suflet, este foarte important pentru omenire ca cei care s-au dezvoltat și au ajuns la niște praguri de înțelegere, să vedem dacă ei se mai întorc cu înțelegerea lor către ceilalți. Pentru că sunt oameni iluminați și au fost și s-au înălțat, după nu doar Iisus, mulți, da? Dar ideea este dacă ei s-au întors, să-i ajute și pe ceilalți. Și noi asta încercăm. Noi am depășit puțină înțelegere, nu știm foarte multe lucruri, mai nimic, dar vedem că lucrurile care noi le-am aplicat, le înțelegem, le putem transfera celor din generațiile mai mari decât noi sau mai mici decât noi. Și atunci este nevoie să facem puntea asta mereu. Am dezvoltat ceva în cercetare, au efecte benefice, nu are efecte adverse. Bun, hai să vedem dacă putem aplica. Am putut aplica? I-am putut învăța pe oameni? Da. Bun, au și ei, au replicat aceste proiecte? Da. Și atunci mergem mai departe. Înseamnă că ne-am făcut treaba. Și Dumnezeu, Creatorul, da, ne pune la lecții, alte lecții. Și o să avem alte lecții și alte lecții, pentru că ei au văzut că noi scoatem aceste informații, le prezentăm într-un mod cât mai simplu și rezultatele sunt uimitoare. Uimitoare pentru că, bun, avem casa plasmatică. Noi într-o casă plasmatică, cel puțin unde avem acest dispozitiv, nu o să mai mâncăm așa de mult. Pentru că noi avem toată energia care este în univers în această cutiuță. Iar noi nu avem nevoie, asta ne spune și domnul Cheș, eu rog pe cei care ne ascultă, o să ne vadă, să urmărească cursurile cu domnul Cheș. Am ajuns la 500, peste 500 de ateliere în fiecare joi la ora 10, în continuu. Se transmit informații, înțelegeri din știința Universului. În momentul în care noi înțelegem că casa noastră plasmatică este practic o sferă de energie, iar această sferă de energie o simțim, vedem efectele asupra apei, asupra animalelor, asupra plantelor, asupra noastră, este important să mergem în următoarea înțelegere. Mai este nevoie să stau în bucătărie și să depun atât de multă muncă și să mănânc mâncarea asta care e procesată, modificată și așa mai departe? Sau eu o să-mi fac un program cu familia mea ca pe următorii 10, 15, 20 de ani noi să urmăm un proces de alimentație în care să ajungem să consumăm energie. Da. Și prin asta, ușor, ușor, oamenii la un moment dat, cei care sunt pregătiți, 30% sunt pregătiți deja și urmează, mai sunt 50% care nu știu în ce direcție să o ia, da? Sunt cei nehotărâți, cei adormiți, cum spunem, și 20% sunt cei care au intenții adverse față de ce ne propunem noi. Deci, cumva, știm la nivel de conștiință ce se întâmplă, au început să apară tehnologiile, sunt ușor de făcut, dar după aceea ce facem? Că noi le facem, ați văzut, gansurile se fac într-o oră, dispozitivul se face în 15 minute. Ce facem noi după aceea, cum ne poziționăm? Iar pentru că emoția noastră este acolo, intențiile noastre de familie sunt acolo, să trăim mai mult, mai sănătos, mai simplu, atunci apar foarte multe opțiuni din diferite surse. Încep să apară, noi prezentăm doar o soluție, dar soluția asta este recunoscută la, sau se va recunoaște la un nivel științific foarte înalt, pentru că urmează ca tehnologia să fie prezentată de guverne. În Londra, în 10-11 noiembrie,
se prezintă tehnologia. Sunt invitate state, sunt invitați oameni de business, corporații și așa mai departe, pentru că ceea ce ne-a fost predat, nu mai avem nevoie să mai facem alte foarte multe lucruri. Deci cumva să ne luăm mai multe concedii, să muncim mai puțin, pentru că energie avem în casă, casa ar trebui să fie autosuficientă, deci ea trebuie să se întrețină singură. Dispozitivele pe care noi le avem lucrează asupra noastră, dar lucrează și asupra firelor electrice, țevilor de gaze, dacă sunt, țevi de apă, țevi de evacuare, a dejecțiilor. Noi toate aceste elemente, plasma pe care noi o resimțim ca și atmosferă, ca și stare de bine în casă, se va duce și către aceste elemente din casă. Și atunci, firul pe care circulă energia electrică o să fie un fir nano acoperit. Nu se întâmplă nimic la el fizic, pentru că nu atașăm nimic, dar la nivel nano. Da? Și atunci s-ar putea să aveți, cum avem noi, reduceri de kilowați. Casa voastră poți să aveți palat, nu contează, bloc, nu contează. Să consume între 30, 50, 70%, depinde, într-un an, în 2, în 3, pentru că noi încă suntem, în primul an și jumătate de cercetare, dar nu avem reduceri mai mari de 60%. Deci încă suntem bine, dar ai 60% cu o cutiuță. Ce se întâmplă peste 2-3 ani cu această cutiuță? Plătim 90%, mai plătim 10%? Vedem. Deci, în primul rând, electricitatea se va reduce. Gazele, dacă folosim, noi recomandăm ca casele în viitor să treacă pe electric. De ce? Pentru că avem dispozitivul, se va reduce consumul. Bun. Avem gaze, noi observăm că consumăm mai puține gaze. De ce? Pentru că el singur dă căldură, sau dacă tu dai drumul la calorifer, te încălzești casa, el va păstra acea căldură mult mai mult timp. Și atunci nu mai e nevoie să dai drumul la centrală 5 ore, dai drumul o oră și plasma își face după aceea, își face treaba. Deci păstrează temperatura. Și mai este un experiment pe care oamenii care au dispozitive pot să-l urmărească, dar e nevoie de puțin timp, deci lucrurile nu se întâmplă chiar peste noapte. Când vorbim de electricitate, e nevoie și de o stare emoțională echilibrată a omului, dar în primele 2-3 luni, oamenii să observe electricitatea, să observe gazele și apa. Apa noastră, țevile acelea vor fi iarăși nanoacoperite și o să vedeți că apa care trece pe la voi prin casă, prin dușuri, prin ce aveți sisteme, da? Va fi o apă mult mai bună. Deci, pre ea se va prelua o informație echilibrată. Toate lucrurile astea cu un singur dispozitiv. Apoi, mai avem posibilitatea, cunoscând tehnologia, să avem, aici este o variantă de dispozitiv altfel făcut de asociația noastră, pictat de colega noastră, de Andreea Martinescu, cu îngeri, cu aripi și așa mai departe. Dar avem posibilitatea să-i punem pe copii să picteze pereți cu plasmă. Pentru că ne-a fost oferită și opțiunea în care nu începe o casă de la zero, tu ai deja casa, ce pot eu să-i fac? Ne-au venit aceste întrebări. Eu încerc să răspund și la întrebările care sunt de obicei în grupurile noastre. Ce pot eu să fac dacă am deja casa? Și atunci, vopsea pe bază de apă, gansurile de bază, da? CO2, zinc, CH3, cupru, și urmăriți această înțelegere care ne-a fost oferită de domnul Cash la conferința din 2021, când a venit la București, ne-a oferit, să zic, acest cadou. Și ne-a transmis în felul următor. Tot ce este jos, ca și pardoseală, noi cu asta și spălăm, dar dacă aveți posibilitatea să puneți acele gansuri, deci vorbim despre gans, nu ne-a fost date cantități. Asta trebuie să vedeți în funcție de casă. Noi vă recomandăm să folosiți și radiestezia. Este o știință cunoscută în România și în momentul acela veți ști ce să puneți, cât să puneți, când să puneți. Deci, jos se pune cupru cu CO2. De ce? Pentru că toate elementele care ar fi de contaminare, practic decontaminăm tot ce umblă pe jos,
Și atunci avem o zonă sigură. Temperatura sau energia care noi o vor simți, de obicei, o să resimțim o atmosferă rece jos la tălpi. Asta face gansul de cupru, îl folosim vara de obicei și întotdeauna spălăm cu el pe jos în orice situație. Deci punem apă plasmatică când spălăm, în detergent, în ceea ce vrem să decontaminăm. Pereții laterali avem nevoie de energie. Și atunci avem nevoie de CO2 și CH3. Și mă gândesc că iarna putem pune și pe podea energie ca să fie cald. Nu este nevoie. Nu. Pentru că energia ta vine așa, de aici. Nu vine de jos, vine din lateral. Pereții laterali, că e vopsiți, că e pictați, că e ce vreți voi. Sau vopsiți din nou, da? Zugrăviți din nou. Apoi, sus, tavanul, se adaugă CO2 împreună cu magneziu. Noi când spunem CO2, există CO2 în gansul acela crem gri, dar apare și zincul, apare și magneziu și calciu, sunt vreo 20 și iridium, sunt multe alte elemente care se văd la analize de laborator. Dar cea mai predominantă și cea mai utilizată este molecula de CO2, monoatomul de CO2 și cea mai prezentă. Restul se mai găsesc în compoziție foarte mică. Deci sus, la cap, am nevoie de magneziu să-mi relaxeze capul. În CO2 eu știu că am și zinc, deci lucrează și pe emoțional. Și CO2 face legătura, este gravitația noastră care face legătura cu toate celelalte gansuri. Și practic, cu cele patru gansuri de bază, oamenii pot să își asigure o încălzire, o păstrare a temperaturii, indiferent de ceea ce este afară. O recomandare aici, nu lucrați cu gansul de CH3, asta e o recomandare clasică, îi spunem noi, la când lucrăm cu această tehnologie. Gansul de CH3 nu se comportă, noi nu-l utilizăm în momentul în care avem oameni, persoane, animale care au tumori. Da. Adică au prea multă energie. Și atunci nu îl țin într-o condiție în care avem CH3. Și atunci, dacă știți că aveți o persoană, nu folosiți în casă CH3, lăsați doar cu CO2. Este perfect așa. Pentru că CO2 ce face? Absorbe acea energie. Și atunci s-ar putea să nu aveți dezvoltate această energie în voi. Noi îi spunem o energie magnetică în exces. Aceste tumori care se umflă în noi, ceva lucruri care se umflă sau ne dau durere. Deci, există posibilitatea ca oamenii să-și facă o casă plasmatică și în felul acesta, că nu știu sau nu vor sau nu au încredere în minima graf. Da? Nu e nicio problemă, lucrați în gansuri. Noi vă zicem că în gansuri, gansurile ce fac? În gansuri avem CO2, CH3, deci avem gansurile de bază care le punem de sus până jos, dar nu mai e nevoie să intru în structura casei, pentru că câmpurile acestea de energie vor intra în structura casei într-un mod echilibrat. Da. Și nu doar în structura casei, și în exteriorul casei, pentru că plasma își va mări densitatea, își va mări diametru. În prima fază, să zic, acest dispozitiv, cum îl faceți voi, sigur aveți 5 metri, indiferent cum îl faceți, 5 metri în jurul lui aveți un câmp plasmatic. Bun, dacă voi începe să lucrați în câmpuri, raza lui se va mări, pentru că el e ca un copil, crește, se maturizează și așa mai departe. Dacă oamenii, de exemplu, dacă eu vreau să-ți transmit ție câmpurile plasmă, tu nu ai minima graf, că nu ai, nu ești tehnică, nu ai făcut gansurile, nu ai, sunt motivele tale. Eu, prin intenție și prin conexiune cu divinitatea, și tu prin intenție și conexiune cu divinitatea, accepți ca aceste câmpuri să vină către casa ta. Și atunci, exact ce a făcut și Ruxandra cu acel experiment, a transmis câmpurile din casa ei către o altă locuință și acolo au început să apară efecte de reducere a numărului de kilowați. Oamenii sunt foarte atenți la facturi. Da? Și atunci noi le spunem, există această opțiune, nu e la toată lumea pentru că nu toți lucrează în câmpuri, dar efecte pe parte emoțională noi garantăm efecte pe parte, că asta face dispozitivul el în sinea lui. Dacă tu nu lucrezi cu el, el încearcă să te ajute. Plasma întotdeauna va încerca să te pună și pe tine în echilibru, ca tu să-ți găsești, nu știu, drumul în viață. Sunt mulți oameni care, chiar avem o doamnă, nu o cunoaștem, ne-a transmis colega noastră Nina din Bacău, coordonatoarea grupului din Bacău, ne-a transmis că are o prietenă pensionară
Și ea vede acest dispozitiv ca pe un copil, ca pe cineva din, ca un membru al familiei. Se trezește, își fac cafeluța, ea zice, ce mai facem azi? Mai uite, nu mai am bani, vreau să pun aia. Și de multe ori s-a întâmplat chiar în ziua aia sau în a doua zi să primească lucrul acela. Deci a format-o această comunicare de la suflet la suflet și oamenii se simt bine. N-au animale de companie, n-au nimic, dar au un dispozitiv în casă și simt că e tot în regulă. Noi le-am mai spus oamenilor care sunt în acest proces să pun acest dispozitiv într-o jucărie din aceea de pluș. Că e un ursuleț, că e iepuraș, și atunci pentru ele e mult mai ușor să vadă dispozitivul. Asta puteam să facem și noi, să-l ascundem sub tot felul de forme. Dar... Și deja ați făcut-o. Am făcut-o sub forma de artă, da? Pentru că avem mulți colegi artiști și atunci le-am propus viziunea lor asupra unui dispozitiv care ar putea să stea într-o sală de cursuri, într-o corporație și să nu deranjeze pe nimeni și să nu fie văzut ca pe un dispozitiv cu fire și așa mai departe. Dar oamenii vor înțelege efectele în momentul când or să aibă dispozitivul. Până atunci vor să zică multe alte lucruri. Noi am mers mai departe cu aceste construcții. Ne-am dat seama că, bun, renunțăm la gansuri. Putem să dăm cu foc dacă lucrăm cu foc. Noi nu prea am vrea să mai lucrăm cu lemn, pentru că vrem să lăsăm planeta să se regenereze. Am găsit în București, am colaborat și am vizitat o fabrică de print 3D. Ei ce fac la printul 3D? Pur și simplu reciclează plasticul, bun, și fac din el, îl topesc și fac din el firicele. Și atunci îl bag în mașina de printat. Și pot să facă, nu știu, orice. De la structuri mari la structuri mici. Și atunci în casele noastre, în casele pe care noi le pregătim în aceste comunități holistice despre care o să vorbesc la un moment dat, într-o altă emisiune, în aceste comunități unde noi o să ne mutăm și în aceste case pe care noi la un moment dat o să le realizăm în colaborare cu echipe de construcții, designul din interior se va schimba, va fi unul mult mai minimalist, patul nostru cu lenjerie plasmatică, pentru că ați văzut, lucrăm cu textile plasmatice și putem să plasmatizăm perdele, fețe de mese, perne, canapele și așa mai departe. Deci tot ceea ce poate fi printat pe un textil, noi îl putem aduce în stare de plasmă. Atunci vei sta pe o canapea și nu vei simți că e nevoie să mănânci. Apoi structura din care este făcut cadrul patului, la fel îl putem face din acest material print 3D plasmatizat, dar oamenii să nu se gândească că bagă plastic în casă. Plasticul acela, dacă tehnologia ar fi recunoscută sau dacă s-ar investi în această tehnologie în România, plasticul acela ar fi plastic medicinal. Gândiți-vă la aplicațiile în domeniul medical pe care le putem face cu acea imprimantă, în care putem să facem atele de regenerare a oaselor sau diferitelor alte funcții. Da? Nu stă coloana dreaptă, nu stă gâtul drept, atunci facem frumos la 3D, încastrat în scaunul tău și tu, în momentul în care tu lucrezi, în momentul acela te și regenerăm. Sau sunt multe, avem astfel de proiecte, avem cu zecile pe care le putem dezvolta dacă am avea investitori în ceea ce facem, să se recunoască oficial această tehnologie și probabil o să vină cei din China să manufactureze în România. Da. De asta e importantă educația pe care o facem aici. Da, e mai simplu ca oamenii să învețe să-și facă ei. Da. Da, păi asta vreau să te întreb. De ce este important să învățăm să construim aceste case plasmatice? Pentru că prelungește durata de viață. Deci, în primul rând, noi asta vedem cu dispozitivul, cu lucrând în plasmă de atâția ani de zile, noi vedem că nu ne mai putem îmbolnăvi. Pentru puțin, cei 20% suntem o problemă.
pentru ceilalți 80% nu suntem o problemă, oamenii chiar rezonează cu noi și înțeleg că au acces la cunoaștere. Nimeni pe această planetă, poate dacă avea Tesla, internet în acea perioadă, poate stăteam de vorbă cu Tesla. Dar domnul Cash, manifestându-se în această, la acest nivel de tehnologie la care suntem acum, avem acces la internet, informația pleacă rapid, în timp instant, și avem acces la cunoaștere. Iar noi suntem educați să oferim cunoaștere. Ca noi, nu știm cât sunt. Da? Să ofere în rândul lor. Mulți oameni s-au dus și au făcut bani, mulți oameni vor să facă alte lucruri, da? Să profite din această tehnologie. Noi le-am spus, atât am înțeles, lucrurile le prezentăm la cursuri, la televiziune, oriunde noi vă zicem la nivelul acesta, dar am vrea să zicem și mai mult, pentru că sunt mult mai multe lucruri, dar vrem să vedem că oamenii aplică aceste informații. Nu ne interesează momentan ce face statul. Statul și-a dat seama că a pierdut din mână oamenii, având această cunoaștere. Cutia Pandorei s-a deschis în 2015. Deci vorbim de foarte mulți ani în care noi, cel puțin în România, alături de colegi care nu vor să apară la televizor, în comune, în orașe, în așa, din gură în gură s-a aflat, se știe de tehnologia Cash. Și ce face tehnologia Cash? Este tehnologie gratuită. Oh, bun. Și atunci apar oameni. Oameni care vor să se ajute între ei sau oameni care vor să-și vândă unii altora sau oameni care fac schimburi, pentru că se mai fac și schimburi. Îmi dai un gaz de CO2 și îți dau și un gaz de cupru. Da? Deci ajungem să folosim tehnologia în funcție de nivelul de înțelegere în care suntem, dar ce este important este că statul român și alte guverne, nu vorbesc, statul român este, să zic, un stat echilibrat. În alte state nu s-a dat voie ca această tehnologie să fie studiată. Deci au fost probleme. Fundația Cash a plecat din Europa pentru că au fost conflicte în anumite țări și acum s-au dus pe celelalte continente, în afară de continentul Europa. Deci se aplică, o să vedeți, în Africa, se aplică în China, se aplică în India, se aplică peste tot, doar în Europa nu. Atunci, ce ne rămâne de făcut? Hai să învățăm că la un moment dat or să apară produsele Fundației Cash, dar nu apar Fundația Cash pentru că nu o să mai apare guvernul chinez cu un brand nou în care îți vinde o jucărie care are gaz și îți zice la ce să folosești și cum să folosești, dacă vrei. Dar pentru noi este foarte bine că avem acces la televiziune, avem acces la grupurile de studii, pentru că acolo sunt foarte multe informații și actualizăm în fiecare zi noi și noi proceduri, iar cei care vor să se alăture oricând se pot alătura, pentru că în fiecare săptămână, în fiecare lună mai apare cineva care zice vreau să învăț. Și nu e nicio problemă, puneți întrebările, faceți videouri și noi le-am transmis oamenilor. Sau au o problemă, uite cum egrasia, da? Ai probleme cu egrasia în casă și e o întrebare foarte de fix pe subiectul acesta și da. Oamenii ne întreabă, ce fac și eu, cam egrasie? Și zic, bun, ai făcut gansurile? Nu. Vrei să vezi să faci gansurile? Da. Dacă cei care au făcut gansurile, atunci lucrează gansul de CO2 cu gansul de cupru. Da, deci decontaminare e simplu. Și le spunem, ștergi bine, dai cu apă plasmatică, pui în glet, pui în vopsea și s-ar putea să vezi că nu mai apare egrasia de la an la an, cum apare. Și oamenii au înțeles. Sau au probleme cu apa din fântână. Nu toți oamenii stau la bloc și atunci oamenii în casă o apă, vor să aibă o apă bună. Și ce le-am zis de făcut? Puneți două borcane, unul cu CO2, unul cu cupru, gaz de cupru. Aruncate în fântână, nu arunc, cu sfoară și lăsați-le acolo și vedeți ce se schimbă. Bineînțeles, nu putem să, momentan avem cunoașterea să facem filtre. Oamenii ne spun, păi am mâl, nu pot să lucrez acolo. Eu lucrez la structura apei
la nivel energetic, structura fizică, în continuare o să-ți apară mâlul ăla. Ăla trebuie trecut printr-un filtru și alt filtru și așa mai departe. Acolo e puțin mai complicat. Dar dacă nu vrei să ai virus și bacterii în apă, foarte frumos, ai soluția. Deci soluții sunt multiple în momentul în care stăm într-o casă a sufletului, da? O casă plasmatică, pentru că acea casă, ce este interesant, deci acest dispozitiv e făcut pe ADN-ul tău și îți va da exact ce tu ai nevoie, copilului sau alți oameni care vin la tine vor resimți cu totul altceva. Apoi este interesant ce se întâmplă în afara spațiului casei. Deci în casă noi când avem aceste dispozitive minimagraf nu putem să avem nimic acid în casă. Pentru că aceste câmpuri energizează orice moleculă care este în dezechilibru cu mine. Da? Eu sunt șeful în casă, cumva totul se reglează pe ADN-ul meu. Și noi le spunem oamenilor, hainele voastre se vor plasmatiza, iarăși un efect care, noi vorbim de o cercetare empirică, noi vedem câmpuri, comunicăm cu câmpurile, dar ca aceste efecte să poată să fie demonstrate într-o cercetare fundamentală, pentru asta avem nevoie de proiecte de cercetare, să lucrăm în textile. Și noi o să le arătăm oamenilor că acest dispozitiv pus în bucătărie are efect asupra hainelor din șifonier care stă în dormitor. Și că acele haine care sunt din textile toxice pentru corp, înainte de a pune dispozitivul, ele devin materiale care sunt echilibrate, nu mai prezintă acea toxicitate. Și atunci, eu le spun oamenilor mai multe beneficii ca ei să înțeleagă că e mult mai simplu să faci un dispozitiv și să înveți comunicarea, să înveți să dai comenzi sau să spui ajutor, să spui că ai nevoie, să ceri, dacă nu rezonezi cu comenzile, să ceri. Să știi cum să ceri, algoritmul contează și să mulțumești, bineînțeles, divinității că ți-a oferit această posibilitate. Da, corect. Dacă nu, hai să o luăm pe partea mai grea. Plătim facturi, continuăm cu siguranță să ne îmbolnăvim, mâncarea noastră se va procesa și va fi în continuare o mâncare alterată pentru noi, iar ușor-ușor o să ne ducem într-o, noi asta observăm ușor-ușor în ani de zile, o să ne ducem într-o mâncare cu o mâncare lichidă. Pentru că 80% din energie noi o avem, da? Zilnic, indiferent ce mănânci. Celălalt 20% ne interesează și 20% unde faci transformare, da? Ce vrei să transformi? Mănânci porc, mănânci carne, bun. E foarte bine. Mănâncă carne, mănâncă porc, nu e problema. Problema e nu ce mănânci, ci cât mănânci. Da. Și asta e problema, că vrem să ne mărim forma corpului. Bun, vrei să-ți mărești forma corpului, dar du-te, fă și puțin alergare, arde și puțin caloriile să-l formezi armonios. Din mușchi, da, da. Sunt buni și mușchii. Lucrezi pentru ce vrei să faci mușchi. Vrei tu să arăți bine, iar vine ego-ul, sau pentru ce vrei tu să arăți tu bine, nu ești deja bine. Deci, da, programele emoționale, cine știe ce s-a întâmplat în fiecare copilărie, asta corect, nu mai zicem. Și oamenii, ce vedem, este o mare diferență între bărbați și femei. Deci femeile care stau într-o casă și au dispozitive minima grav, comunică, au rezultate mult mai repede decât bărbați dacă stau singuri într-o casă. Încă nu au încredere în ceea ce fac ei, deci este la polul opus, adică ai gansuri, le aplici în sănătate, alimentație, agricultură, ai rezultate, dar nu poți să ai rezultate în transport și energie. Ceea ce este, iarăși, nu, o lipsă de înțelegere. Nu au încredere să meargă până, mergi până la capăt, dacă fac. Iar doamnele, noi mergem cu doamnele până la capăt, e foarte ușor. Doamnele ne spun, păi se duc câmpurile acolo, s-a dus la pisică, s-a dus la plantă, sau au ieșit din casă, s-a conectat cu nu știu ce copac sau așa mai departe. Deci, pentru noi e extraordinar că, în primul rând, putem să prezentăm aceste lucruri care, nu știu, poate să fie înțelese peste 30 de ani. E foarte avansat la nivelul la care suntem noi acum, e foarte avansat ceea ce prezentăm, doar că
vrem să-i aducem pe toți oamenii pe partea asta, unde e bine. Noi am fost, suntem aici și e bine. Și atunci îi invităm. Sunteți pregătiți acum? Dacă nu, ușor, ușor, nu e nicio problemă, ne prindeți din urmă. Apar, poate miniaturizăm dispozitivele astea, le facem, nu știu, cât o unghie. Pentru că putem să lucrăm și în micro-nano-tehnologii și poate o să lucrăm diferite proiecte, nu o să mai avem această cutiuță, o să avem un mic dispozitiv. Pentru că de asta nici nu mai introducem așa de multe gansuri în casă. Uh-huh. Pentru că în momentul în care introduci foarte multe, câmpul este prea puternic și devii tu prea puternic în fața universului și atunci nu e înțelegerea completă. Noi miniaturizăm, punem puțin gans pentru a face rezonanța cu câmpurile care sunt mult mai puternice și noi practic punem sămânța. Noi în acest dispozitiv am pus sămânța la tot ceea ce există în univers, aveți toată energia care există în univers. Din acești aminoacizi universali se formează oligoelemente, vitamine, minerale, atomul și așa mai departe. Deci ne-am întors la sursă, suntem la sursă, bun. Suntem conectați cu divinitatea, suntem. De aici fiecare se va duce. Noi nu le spunem unde să se duc. Noi le spunem, duceți-vă la creator, dispozitivul ăsta e ceva exterior. Îți creează câmpuri, te ajută. Dar intenția este să ne conectăm cu creatorul. Da, ce frumos ai spus. Din acea sămânță mică, practic, universul vine și o crește și ne inspiră să ne conectăm. De asta m-am și inspirat și mi-am luat tricoul cu floarea vieții, super. Care floarea vieții exact. Se formează din sămânță. Da? Deci lucrurile... Oricum le-a spus mai învățători și alți învățători de-a lungul veacurilor, toate noi le punem în practică prin diferite metode. N-ai nevoie de nimic. Bun, n-ai nevoie de nimic. Asta ne spun toți. Nu aveți, sunteți energie, nu aveți nevoie de nimic, nu aveți nevoie să mâncați. Domnul Cheș ne spune, nu avem nevoie nici să respirăm, pentru că respirația este însăși câmpul în care tu stai. Deci, bun. Dar, fiind împrinși în fizicalitate și în materie, este nevoie să facem trecerea aceasta, da? Să observăm că trecerea asta este făcută practic, că teoria iarăși o știm. Iar cei care au o înțelegere mai mare decât o avem noi și așa să iasă, bineînțeles să ofere, este foarte important ca oamenii care au idei, primesc idei, ceva inovator, ceva bun, să le ofere. Pentru că nu putem evolua. Și noi la un moment dat poate ne blocăm pentru că nu mai vrem să oferim, pentru că vedem că nu se... Așa sunt oamenii, nu publică, nu știm ce se întâmplă cu aceste informații. Și poate și noi o să ne blocăm cu aceste informații. Dar ori să vină pe alte căi, ori să vină la alți colegi și noi asta sper ca ceea ce prezentăm cu acest minimagrab să impulsioneze și pe alți inventatori, inovatori, pentru că au primit tot ce primim de la creator și să le pună la dispoziția tuturor. Nu avem nevoie de brevete, nu avem nevoie de ce, de bani, nu avem nevoie de nimic, avem nevoie să evoluăm și dacă tu ai fost un canal bun, ți-a dat Dumnezeu că ai avut intenție, te rog frumos la toată lumea, dar dă-o pe înțelesul nostru, nu cu lucruri care, da, explică-ne în detaliu ca la un bebeluș, cum facem noi? Noi explicăm ca la bebeluș, ne-au spus oamenii. Adică nu avem cum să nu înțelegem, că le explicați ca la un bebeluș. Așa să vină și alți oameni care au lucruri care ar putea să ajute omenirea, da? Îi provocăm. Uitați, noi am primit această cutiuță, am oferit-o mai departe. Ce facem noi cu alte dispozitive, inovațiile noastre? Poate la un moment dat or să ajungă, bineînțeles, în atenția publicului. Dar momentan ne concentrăm pe acest dispozitiv. Voi ce ați primit? Hai să punem pe masă toți așa ideile astea, care planul divin, da? Și o să vedeți că lucrurile se schimbă într-o lună de zile. Pot să se schimbe într-o lună de zile dacă 2-3 oameni, cum suntem noi în asociație, misiunea noastră, dacă mai apar 2-3 oameni să spună, uitați, puteți să faceți și aia și aia, și lucrurile scapă de sub controlul al celor care poate au vrut să oprească această cunoaștere. Nu mai au cum. Noi deja am împins-o foarte mult. Am împins-o în 7 domenii. Da. Apropo de această punere în practică a cunoașterii pe care ne împărtășește aici, vreau să te întreb dacă mai sunt și alte aspecte
de care oamenii ar trebui să țină cont atunci când poate au intenția să-și construiască această casă. Cum se construiește așa? Care e procesul de la A la Z? Ai început să spui ceva mai devreme. Vreau să știu dacă mai există și alți pași. Noi nu recomandăm să se mai lucreze cu sodă caustică, hidroxid de potasiu, gansuri, să se adauge și să se folosească pe lemne. Noi am testat, nu este benefic, noi nu recomandăm acest lucru, nu este benefic pentru om. E nevoie să aduci după aceea minim agrav în acel, este prea puternică casă. Da? Deci acele structuri nano, de gaze nano introduse în sodă caustică, hidroxid de potasiu, reacționează diferit, dau o energie mult mai mare și nu le folosim în prezența omului. În momentul în care vrem să facem o seră, nu stau oamenii acolo, e pentru animale, pentru păsări, pentru plante, pentru mediul înconjurător, atunci nu e nicio problemă, da? Pentru case, în momentul în care lucrăm casele, este nevoie să înțelegem că materialele pe care le punem, intențiile cu care noi lucrăm, sunt foarte importante. Să învățăm să facem cele patru gansuri de bază și să le poziționăm. Mai sunt aplicații în care pe punctele cardinale există cele patru gansuri de bază puse, este o schemă deja pusă la noi pe site în care se poate urmări de oricine, este pe site-ul Plasma România, secțiunea Cash, secțiunea Mediu, nu, secțiunea Habitate, și avem gansurile de bază și în cele patru recipiente este bine să avem cât o picătură din fiecare gans de bază. Plus, la sfârșit, nu uitați de aminoacizi. Aminoacizii, practic, fac conexiunea casei cu sufletul nostru. Noi, dacă nu am pus aminoacizi, rămânem doar în fizicalitate. Deci, întotdeauna o picătură de aminoacizi. Deci, ai gansul de cupru, în gansul de cupru ai și gansul de o picătură de gaz de CH3, una de CO2, una de zinc. Ai gansul de zinc, trebuie să ai celelalte trei gansuri. Și atunci se formează o dinamică a câmpurilor, exact cum se întâmplă, cum am spus, cu pereții care sunt plasmatici, în care se păstrează temperatura. Apoi mai există o altă aplicație mai veche în care folosim nanomateriale care dau energie. Da? Iarna ai nevoie de energie. Bun. La geamuri punem nanomateriale făcute la foc și ce mai ai tu nevoie pentru energie? Care gans îți mai dă ție energie? CH3. Și atunci punem spirale, ce vrem noi, că le punem într-o pungă, că le vidăm, asta e treaba fiecăruia, și punem două-trei picături de CH3 și o picătură de, două de CO2 cu una de CH3, pentru că comunicatorul întotdeauna trebuie pus, adică CO2. Și atunci o să ai termostatul pus pe geamuri, mulți colegi au aceste aplicații, în care au folosit focul, iarna le pune pe geam. Vara, avem sau oamenii care trăiesc unde este căldură, venim cu nanomateriale care absorb energia. Da? Și atunci am prea multă energie, o absorb. Și acea căldură se transformă în energie rece, energie echilibrată, și poate punem doar CO2. Poate punem puțin cupru pentru că arde contamina, dar n-ar fi nevoie, doar CO2. Și atunci o să avem aplicații pe geamuri, iar ce este important de înțeles când facem aceste aplicații? Geamurile noastre sunt formate din termopan și au două straturi de geam, poate chiar trei, poate chiar patru. În momentul în care identificăm geamul care are trei, în momentul acela noi trebuie să punem trei nanomateriale în pungi diferite sau în ventuze diferite, da? Deci punem trei straturi pentru fiecare strat. Iar ele se conectează, geamul care se deschide cu geamul care e fix, ca ele să comunice, în fizicalitate punem și o sârmă nano. Deci ele toate se le conectează între ele și se conectează cu următorul geam și următorul geam și că îi facem ca o ghirlandă, practic. Da, arată într-un fel, dar efectele sunt acolo. Vreau doar să le atragem atenția oamenilor să aibă grijă de acel CH3 dacă
Există vreo afecțiune medicală să nu fie absolut, întotdeauna. Deci CH3-ul nu se folosește în toate aplicațiile, iar gansul de cupru, iarăși e o recomandare, nu se folosește la zona capului. Capul, da. Deci, cumva, astea sunt cam primele recomandări. Nu se folosesc nanomateriale de cupru în zona capului. Dar având geamul, atunci putem să facem transferul de energie. Acum iarna, mă rog, iarna, dacă o veni iarna, noi chiar glumim că suntem în București, anul trecut n-am avut iarnă, nu știm anul ăsta dacă o să avem iarnă, dacă o să ningă, pentru că se echilibrează atmosfera, asta e clar. Iar în perioada anotimpului rece, noi recomandăm persoanelor care îndeplinesc condițiile de aplicare a CH3-ului să folosească pulverizatoare cu mai mult CO2 și mai puțin, să zic, 80% CO2, 10% sau 20% CH3 și să pulverizeze în casă. Și să dea drumul, la un moment dat vor da drumul și la căldură și vor să-și ridice temperatura și CH3-ul va păstra cumva temperatura, poate să ajungă la o temperatură până la 37, să păstreze chiar o temperatură de 37 de grade. În momentul în care, deci asta sunt pentru persoanele care nu lucrează în câmpuri. Când lucrezi în câmpuri și ai și dispozitivul minim agrav, dai dispozitivului minim agrav comandă să resimți acea căldură tu, ce ai tu nevoie, da? Că vrei căldură. Deci nu e mai nevoie să încălzești tu temperatura, pentru că centrala ta devine minim agrav, care accelerează, practic, accelerează moleculele. Și noi le transmitem oamenilor să, cel puțin cu CO2, să-și pulverizeze, dar în perioada anotimpului rece cu CH3. Vara folosim CO2 în general, că și cupru, de exemplu, în zona de hol, noi vedem casele ca pe niște entități separate. Adică intri în prima casă unde ai toaleta și bucătăria. Da? Ce intră în tine, spune. Te refer că vezi camerele ca pe niște... Nu, vedem casele ca pe niște entități separate. Deci vedem ca niște module. Casele sunt formate din mai multe module. Casă înseamnă un modul. În primul modul ai bucătărie și bucătărie și toaletă. Ce intră în tine și iese din tine, da. E bine să stea separat de locul unde dormi. Bunicii noștri că aveau toaleta în curte, păi era foarte bine. Așa e. Bun. Ai un hol de trecere unde ai spațiu de depozitare și te duci în următoarea cameră unde ai dormitorul. Să zic, asta ar fi minima necesitate. Apoi, din dormitor sau de unde vrei, practic se creează un triunghi în care ai următoarea cameră, să zic, camera de studiu sau camera copiilor. Și noi vedem aceste domuri sau piramide sau auri, sunt multe variante, noi le vedem că toate aceste trei sisteme creează, practic, structura finală. Dar ele vor pleca și e bine să înțelegem că e bine să stăm într-un loc unde intră energia, este energia, să fie separat față de locul unde dormim, pentru că se amprentează aceste energii. Ce avem noi la bloc acum, că stăm unii peste alții, unii lângă alții, este deja un nivel energetic în care fiecare poate să simtă diferit față de cum stai pe pământ. Deci asta e clar. Deci, cumva să rămânem cu picioarele pe pământ, să nu ne înălțăm mai mult de un etaj, nu avem nevoie. Energia pământului, să zic, este la subsol și maxim un etaj deasupra. Deci, cea mai benefică energie. Avem un strat așa de energie care trece prin pământ și deasupra pământului. Deci, pământul are capacitate să țină 8 miliarde de oameni să se mute, pentru că vor apărea construcții pe apă. Avem lacuri unde se pot pune pontoane cu apă. În următoare, deci unde vrem noi să ajungem peste, când o să fim pregătiți, deci Dumnezeu ne-ar spune acum, dar nu suntem noi pregătiți cu înțelegerea, casele noastre nu or să mai atingă pământul. Ocupându-ne cu tehnologii spațiale și așa mai departe, or să leviteze. Da, pentru că nu mai avem nevoie să atingem pământul.
Și poate ori să se mute în stânga, o să te muți în dreapta. Noi tocmai de aceea punem acești piloni. Casa noastră, noi nu mai facem pe fundații. Uh-huh. Pentru că plasma trebuie să circule de sus până jos să nu mai fie oprită. Iar la un moment dat, sigur, cineva cumva o să ne arate că s-a inventat sau casa noastră poate să zboare. Deci, practic, se transformă într-o navă spațială. Ușor, ușor, pentru că asta este tehnologia. Tehnologia este completă. Nouă, domnul Cheș ne-a arătat doar, ne-a învățat cam 5%, rest, 5%. Restul mai învățăm și noi din conexiunea noastră și ce mai inovăm, dar tehnologia este completă. Deci se pot face liniștit case care să plutească deasupra apei. Și o să vedeți că peste 10, 20, 30 de ani o să discutăm și o să arătăm altceva, pentru că domeniile deja s-au echilibrat. Noi vedem deja oamenii care trăiesc cu dispozitivele minimagraf, că sunt oameni fericiți și au alte înțelegeri. Dacă toți din cei care avem minimagraful, care vor face minimagraful, vor avea aceeași intenție, de exemplu, vreau să am casa care levitează, o să vedeți că proiecția lor și acea emoție și acea energie transmisă se va materializa. Dar pentru asta e nevoie să, iarăși, să trecem un pic pas cu pas, nu facem centre de meditație sau să facem, nu, pur și simplu avem toți aceleași intenții, vrem să fim sănătoși, vrem să trăim sute de ani, ce vrem să facem aici pe pământ? Vrem să le oferim copiilor, care, generațiilor care vin, soluții, nu probleme? Și Dumnezeu zice, păi uite, ați învățat, mergeți următorul stadiu. Da. Apropo de soluții următoare, ce modele propuneți pentru viitor? Modele de case? Avem modele organice. În primul rând copiem formele pământului și se pot face, deci, structurile pe care noi o să le prezentăm într-o emisiune specială pentru cu comunitățile holistice. Practic, începem de la casele rotunde, clasice, domurile, care sunt cele mai sigure în multe situații, piramidele, absolut, iar apoi se pot face pe comandă diferite structuri, nu știu, vă place cochilia unui melc sau vă place să stați în copac? Deci se pot face, nu există o limită, dar scumpindu-se materialele de construcții și în România, căutăm mereu să fim foarte eficienți din punct de vedere al costului. Adică căutăm întotdeauna să avem un cost foarte mic, să implicăm foarte puțin oameni în construcție și efectele să fie benefice. Astea trei lucrurile, astea cumva de aici plecăm. Am găsit în colaborări cu alte firme de construcții, am găsit variante noi de a face case într-un interval de 2 zile, 3 zile, pentru că într-o comunitate vrem să creăm repede și atunci fiecare știe ce are de făcut. Cu 5-6 oameni poți să faci într-o lună de zile, cred că undeva la 10-15 case în care să fie pur și simplu utilate tot ce au nevoie. Sunt elemente în care putem să aducem în case în care să nu mai consumăm așa de multă energie electrică, pentru că în colaborări cu artiști avem un nanomaterial, un cristal fotoabsorbant care se încarcă de la lumina artificială, soare sau căldură. Și atunci pereții noștri vor sta cumva aprinși, nu mai ai nevoie noaptea când te duci de colo-colo, nu mai ai nevoie să aprinzi lumina și îți va crea un ambient exact ca și în Avatar, adică îți creează un ambient pe, nu știu, pe 4-5 culori, verde, mov, roșu, roz, albastru. Deci avem posibilitatea, în primul rând, casele noastre pe exterior să arate noaptea, să fie luminate noaptea fără a interveni asupra lor și în interior, bineînțeles, avem un mobilier în care sunt încastrate aceste elemente sau putem să venim cu podeaua la fel, absolut se poate
Este podea pe parte de rășină, se folosește foarte mult în China. Rășina ca și podea se poate pune un print cu ce vrei. Vrei să ai, să zici că mergi pe apă. Bun, se pune printul cu apă și apar aceste efecte în momentul în care stingi lumina. Deci tehnologia o avem în țară, totul se poate produce în țară, iar artiștii noștri de-abia așteaptă să lucrăm la noile case. Ne-am pregătit cu forme simple, momentan, pentru a dezvolta următoarele forme în care este nevoie de o investiție mai mare. Deci, în primul rând, ne gândim pentru cui ne adresăm. Vrem să facem în comunități. În comunități vrem să ne dezvoltăm repede, să facem aceste căsuțe. Dacă vrem să facem o structură mai mare, în care, să zic, facem o sală de mese sau o sală de meditații pentru 500 de persoane, atunci este nevoie, bineînțeles, de o investiție mai mare. Dar sunt foarte mulți arhitecți români care ne-ar putea ajuta și sunt foarte mulți oameni care au idei, dar poate nu este timpul acum să le punem pe toate, chiar pe toate în practică, dar făcând o viziune asupra viitorului, vedem că oamenii ușor se vor retrage din orașe, pentru că vor rezona fiecare familie, fiecare grup cu grupuleț și se vor extinde pe terenuri sau în sate care sunt deja depopulate. Primarii de-abia ne așteaptă să populăm, să se facă astfel de proiecte, pentru că nu mai sunt oameni în sat. Sunt mulți români afară care ne urmăresc și care de-abia așteaptă să se întâmple ceva în România, să vină să investească, să vadă, uite, că vreau și eu să vin, am învățat în țara asta ceva, vin și eu aici să aplic lângă voi acel ceva. Deci, foarte multe, o să dau foarte multe elemente în momentul în care o să facem, probabil, următoarea emisiune în decembrie, când o să putem emisiunea pentru comunități holistice, să vedeți exact viziunea noastră, intențiile noastre care sunt, pentru că având așa de multe resurse, natural, logic, următorul pas este ca ele să fie toate într-un loc și să putem să beneficiem toți de ele. Și atunci cel mai bine este să începem să cumpărăm teren și să oferim soluții celorlalți. Să vină să le arătăm, uitați casa noastră cum e, uitați cât consumă, uitați agricultura noastră cum crește, uitați mediul că nu mai vine iarna aici. Deci toate lucrurile astea ușor se vor manifesta dacă avem aceleași intenții. Iar Doamne noi ajută. Nu ne grăbim. Doamne ajută, așa să fie. Ok, ne-ai spus despre ce putem să punem așa la nivel de preț, de podea, de materiale, de construcții. Dar ce alte inovații putem pune ca și dispozitive în casă? Dispozitive în casă vor exista la un moment dat, sunt sigur de asta. Dispozitive care ne vor ajuta să ne mutăm dintr-o casă în alta, adică ne vom teleporta. Deci, cu siguranță, asta e un proiect care o să apară, pentru că tehnologia este completă, cu siguranță domnul Cheș o să arate lucrurile astea cât de curând, că se pot teleporta grupuri de oameni, grupuri. Nu vă place în țara asta? Bun, vă duceți pe zona de teleportare, exact cum avem zona de elicoptere, vine elicopterul pe clădire, stați în cercul ăla și nu vă place frigul din Alaska, vă duceți frumos la căldură în Tahiti. Da, deci, în primul rând, oamenii pot să-și creeze ei diferite aplicații. Deci, noi nu intrăm în designul lor. Oamenii, noi le spunem, uitați, există variantele astea de casă. În varianta asta de casă puteți să colaborați cu firma X, firma Y, să vă facă mobilierul, sau vă puteți face voi mobilierul și puteți să puneți inserții de anumite, de exemplu, se poate picta mobilierul foarte simplu cu GANS, una din aplicații. Apoi, textilele, la fel, se pot picta în casă, oamenii pot să-și facă tablouri în casă, pentru că sunt creativi, iar tot ce ține de partea aceasta de artă, obiecte de artă, iarăși
bijuterii, tot felul de elemente din acestea care noi le-am văzut, le-am testat, și cosmetice, pentru că nu mai au nevoie să mai cumpere cosmetice, nu, își cumpără o cremă de nucă de cocos și o înmulțește cu apa plasmatică, cum facem noi cu gansurile speciale, de exemplu, da? Nu mai am nevoie să cumpăr acel element și mi-l fac eu în casă, nu e problemă. Am și o blender, am învățat, mă uit la un tutorial și îmi fac eu deodorant, îmi fac eu șampon, îmi fac eu săpun, ce am nevoie, lucrurile de bază. Deci, automat, oamenii aplicând în totalitate această știință, nu vor mai avea cheltuieli. Pentru că nu au de ce să aibă cheltuieli. Sistemul de apă, sistemul de alimentație, la fel ei se pot ajuta. Trece apa prin ce au ei, filtrul, da, iese din pământ de unde o au, și în momentul acela ei pot să o treacă prin, să o îmbutelieze pe diferite informații. Vrea cu, cum avem noi acum, superinteligență. Bun, am o apă care mă ajută pe superinteligență, să îmi dezvolt memoria, să îmi dezvolt capacitățile extrasenzoriale. Am o apă care eu mă ajut pentru oase, cum avem gansul pentru regenerarea oaselor și articulațiilor. Bun. Am un gans care mă ajută pe regenerarea dinților, cum o să avem pastă de dinți. Și atunci omul își face pastă de dinți cu acea substanță. Sau vrea să bea o apă în care are aur, diamante, argint, elemente de întinerire. Și atunci noi ce vedem este că corpul după aceea nu mai cere foarte multă mâncare fizică, decât dacă omul este super atașat de cartofi prăjiți, să mănânce ciorbă de fasole, sarmale, dar toate lucrurile astea le mâncăm pentru că noi în continuare suntem dezorganizați. Da, și suntem atașați de gust. Suntem atașați de gust, dar atașamentul de gust vine prin detașamentul, da, detașarea de gust vine prin echilibrare emoțională. Noi în momentul în care bem aceste, stăm în aceste câmpuri, nu e nevoie să introducem nimic în corp, da? Pur și simplu stai în aceste câmpuri, zici, nu mai vreau să mai beau acea băutură acidulată, nu mai simt nevoia să mai mănânc așa de mult, și ușor, ușor, dar având aceleași intenții. Noi tocmai de aceea noi pregătim oamenii care vor sta în aceste case plasmatice, facem și consiliere cu ei, psihologic. Pentru că toate lucrurile se vor schimba. Tot. Nu, e total diferit. Acea energie este total diferită față de ceea ce ei au trăit. Că au foarte multă aparatură, oamenii lucrează acum de acasă, da? Au computere, au servere, au... Și le spunem, uitați, aveți nevoie de dispozitiv sau aveți nevoie de acel nanomaterial care să-l puneți acolo pentru că aveți prea multă radiație, dezechilibrați câmpurile casei. Și atunci e nevoie să te duci cu un dispozitiv să personalizezi practic fiecare cameră în funcție de ceea ce se face acolo. Și oamenii vor învăța să facă lucrul ăsta, bineînțeles, dacă vor să colaboreze cu noi, nu e nicio problemă. Ei să spună, uitați, vreau să ne facem casa asta, cu ce ne puteți ajuta? Noi nu construim, noi le arătăm cum se folosește exact tehnologia și ne-ar bucura să avem cât mai mulți oameni care să fie interesați să ne spună, mă fac și o casă la munte, ce pot să pun acolo sau o fac acolo. Dar să nu uite, gans, nano, trebuie să învețe să facă nano materiale, să învețe o nanotehnologie, să învețe a doua să facă gaze nano și după aceea să învețe să facă minima gravă. Deci astea sunt lucrurile de bază într-o familie în acest secol. De aici plecăm și de aici învățăm să aplicăm în agricultură, în toate cele. Nu avem ce să le vindem, dar îi învățăm să trăiască ei și cu copiilor, la fel să trăiască sănătoși, cât au misiune aici. Și oamenii noi vedem că se vor maturiza ușor, ușor. Unii vor fi deschiși, unii vor fi curioși. Ia să fac eu, ia să văd eu cum e. Nu sunt tehnic, asta e, învăț. Dacă am învățat un pensionar și un copil să facă tehnologia asta, eu nu pot să învăț. Adică sunt lucrurile așa de simple și noi avem răbdare cu ei. Avem răbdare, avem videouri cu ei, ceea ce trebuie să facă, ținem legătura cu ei și ne-ar bucura să avem foarte multe case în care să știm că oamenii au acest echilibru care vine de la divinitate. Deci și Domnul Cheș și noi și toți care suntem inventatori, inovatori, ceva pe aici, care aducem ceva în creație, nu aducem noi. Planul divin prin noi, adică lucrurile sunt foarte simple. Și așa vrem să rămână simple. Da. Încă o emisiune plină de
informații foarte valoroase. Ce ne mai spui pe final? Pe final aș vrea să îi invit pe cei care sunt în apropierea județului Vâlcea sau cei care vor să facă parte din evenimentele noastre. Avem o retragere la Râmnicu Vâlcea și Govora, deci o să stăm cazați la Govora, o să ne plimbăm un pic pe la peștera Polovragi. Noi am spus o retragere de regenerare și de liniște. Camerele sunt limitate, cu baie proprie, cu bucătărie proprie, fiecare să mănânce ce vrea când vrea. Dar este important pentru că vom ajunge la Râmnicu Vâlcea, unde o să avem acolo terapii de făcut. O să ne îndreptăm oasele. Ion și Elena de la MedTherapy din Râmnicu Vâlcea sunt foarte cunoscuți în Râmnicu Vâlcea. Sute de oameni și-au ajutat sănătatea, s-au făcut bine din diferite situații. Doar că acolo lucrurile sunt la fel, sunt la nivel plasmatic, în dimensiunea plasmei. Există o piramidă plasmatică, există un pat plasmatic și mai există încă un dispozitiv nou, foarte avansat, hibridizat cu 7 tehnologii. Și pe acela, la fel, invităm pe oameni să vină să-l testeze. Pot să se înscrie, bineînțeles, la noi pe site la acest eveniment, pentru că își vor da seama cum lucrează aceste dispozitive asupra lor. Iar pe 20-23 decembrie suntem la Sarmisegetuza. Închidem practic festivalul în care 6 luni de zile am vorbit și vorbim în continuare despre minima gravuri. Închidem acest festival la solstițiu de iarnă, la fel. Cine dorește să participe timp de 3 zile, ne întoarcem înainte de Crăciun, ne întoarcem pe 23-24, deci stăm 3 nopți acolo de solstițiu, vizităm mai multe puncte energetice, bineînțeles, mergem și la tronul străbunilor. Probabil o să punem în pământ iarăși, cum ne-am obișnuit pe aici, pe acolo, diferite dispozitive care ne-au fost dăruite, pentru a reface structura energetică a țării. Deci ne bazăm foarte mult că oamenii au învățat să facă aceste dispozitive sau vor învăța, depinde când o să urmărească această emisiune, și vor pune și în pământ acest dispozitiv, lângă casa lor, în beci, în apă. Sunt colegii noștri din Galați care au dispozitive imersate în apă. Există posibilitatea, dacă trece un râu, să puneți și pe o parte și pe alta, pentru că practic creați o barieră plasmatică și noi avem această barieră plasmatică la Dunăre. Cei din Constanța poate au pus sau vor pune pe la Stafilopus, pe acolo, prin apă, cumva, să nu intre apă, se videază, sunt mai multe variante. Și să stea undeva, să nu se ducă în larg, să nu se creeze poluare, cumva pus undeva să fie în siguranță, să stea fix, cu o piatră legată de ceva. Nu vrem să poluăm, e clar că nu facem aceste anunțuri ca să poluăm pământul sau să poluăm apele, deci nu, niciun gând. Din contră, dacă se fac măsurători asupra pământului înainte, după, a apei înainte, după, orice instituție poate să-și dea seama ce efecte aduc aceste dispozitive. Sau dacă aveți zone de conflict, puneți, înconjurați acele zone de conflict cu astfel de dispozitive, pentru că și puneți-vă intenția să trăiți într-o zonă echilibrată și o să vedeți ce o să se întâmple. Pentru că avem acces la foarte multă cunoaștere cu aceste dispozitive și prin această știință și lucrurile nu se opresc aici. Dar îi învățăm și pe ceilalți să fie inteligenți, să se maturizeze fiecare în ritmul lui și în special domnii și băieții, dacă ar ajunge la un echilibru. Noi suntem în general prinși foarte mult în ego, apare conflictul de putere și știm lucrul ăsta. Voi, femeile, divinul feminin e mult mai bine echilibrat decât noi, dar să sperăm că și noi, divinul masculin, o să vă urmăm în maturizare spirituală. Până atunci îi rog pe cei care urmăresc să se conecteze cu noi. Au linkurile în descrierea
de pe această înregistrare pe YouTube. plasmaromania.ro este site-ul nostru, e foarte ușor să ne puneți întrebări, avem e-mail și în fiecare miercuri continuăm să organizăm pe Zoom sesiunea de Stargate, cum spunem noi, călătorii, actualizări de informații, meditații colective. Deci facem lucrul ăsta săptămânal de la ora 8 și 8 până la 22:30 seara, deci oamenii se pot conecta cu noi în oricând, pe WhatsApp, pe Telegram, pe Facebook, pe Instagram, suntem peste tot, pe YouTube. Deci informația e bine că este și în acest format în limba română, plus să urmărească zecile de emisiuni, deja că se fac multe emisiuni la Capital TV, care pot să învețe foarte multe lucruri, pentru că am dezvăluit multe, multe secrete, să zic așa, din această cunoaștere. Și să-i mulțumesc domnului Cash că ne-a pus la dispoziție această cunoaștere, să nu uite că domnul Cash a avut misiunea să ne conecteze cu această informație și ei să-și urmeze misiunea sufletului lor. Da, îți mulțumim tare mult, Constantin. Cu adevărat, emisiunile cu tine sunt un balsam pentru suflet. Mulțumesc și ție, om drag, că ne-ai rămas până la final. Până data viitoare, îți spun să trăiești frumos, cu intenții bune și noi ne revedem joia viitoare la 18:30. Toate bune!